Acum avem un nou ministru al sănătății, domnul Vlad Voiculescu. Cum vi se pare, se implică dânsul așa cum trebuie în această campanie de vaccinare? Suntem în etapa a doua, o etapă despre care toți medicii spun că va fi mult mai dificilă decât prima etapă, pentru că în continuare sunt și români care nu doresc să se vaccineze și e o cifră destul de mare a acestora. Da, eu cred că domnul Voiculescu fuge de responsabilitate, așa cum spunea și mai devreme. Era mult mai vocal în perioada în care nu era la butoanele Ministerului Sănătății. Ori, de îndată ce a ajuns în fruntea acestui minister, vedem că a dispărut. Și pe zona de comunicare, nu-l mai vedem aproape deloc, dar mai ales nu vedem măsurile concrete promise. Spunea că va reforma DSP-urile. Ori, el public critică DSP-urile din funcția de ministru, din funcția de coordonator al acestor instituții. Vedem de asemenea că de multe ori transmite mesaje diferite față de ceilalți miniștri. Am avut ministrul educației care a vorbit de redeschiderea școlilor și ministrul sănătății a spus stai să vedem ce condiții și alte chestiuni de genul acesta. Adică practic avem, și acest exemplu ilustrativ, în interiorul guvernului mai multe guverne. O competiție pentru imagine, nici măcar pentru eficiență guvernamentală între miniștrii actualului guvern și acest lucru dăunează și domnul Voiculescu este simbolul acestei forme fără fond, în care comunică, spune anumite lucruri, câte o postare din când în când, dar concret nu vedem rezultate. Ori, ministrul sănătății e responsabil și o să spun așa, cu tristețe, aproape am început să cred că precedentul ministru a fost mai implicat decât domnul Voiculescu. Domnul ceea ce, deci, după un dezastru în fruntea Ministerului Sănătății, să vedem un alt dezastru este clar, clar o problemă pentru România și acest lucru ne costă și ne va costa pe viitor. Îmi și amintesc că la începutul anului prima ieșire a domnului Voiculescu a fost, spre exemplu, pe acel scandal al TVR-ului de Revelion, programul de Revelion. Și nici de cum despre campania aceasta de vaccinare, unde acum toți ochii sunt ațintiți practic pe această temă.